Mașinile abandonate pe domeniul public în Constanța vor fi valorificate. Este vorba despre aproximativ 223 de autovehicule nerevendicate ce au fost ridicate în ultimii ani din diverse zone ale orașului. Avem 230 de vehicule abandonate și vom continua să ridicăm vehicule abandonate de pe domeniul public. Să golim orașul de hârburi. Trebuie să valorificăm aceste vehicule abandonate pentru a face loc altor. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere desfășoară zilnic activități de identificare și somare a deținătorilor de autovehicule care ocupă domeniul public și afectează imaginea orașului. În cursul anului trecut au fost somați 359 de proprietari și doar 281 dintre aceștia s-au conformat solicitărilor și au eliberat domeniul public. Celelalte au fost ridicate și transportate în parcul de mașini abandonate. Primăria municipiului Constanța face apel la toți cetățenii să semnaleze în continuare aceste probleme la dispeceratul Poliției Locale Constanța la numărul de telefon 0241 484 205. Pentru utilizatorii aplicației WhatsApp, numărul de contact este 0799 606 142. De asemenea, puteți folosi și aplicația Sesizări Constanța sau adresa de e-mail.